Fosta clădire a liceului a fost dărâmată imediat după semnarea contractului de finanțare în decembrie 2007 pentru a lăsa loc unui campus preuniversitar, dar investiția nu s-a finalizat nici până în prezent, pentru că Ministerul Educației nu a mai alocat bani. Cei 400 de elevi ai școlii învață în două locații, într-un spațiu închiriat de la Consiliul Județean la parterul unui bloc, în centrul Călimăneștiului și în școala din satul Jiblea Veche. Adolescenții care învață în centrul orașului sunt nevoiți să stea în pauză pe trotuar în fața blocului pentru că nu au o curte unde să-și petreacă timpul liber. Pe de altă parte, elevii care învață la Jiblea trebuie să meargă zilnic printre mașini mai bine de un kilometru. Ce an nu ați mai bătut mingea în curtea școlii? De când au dărâmat liceul care l-aveam înainte, de atunci. Aveam spațiu suficient? Aveam. Mă rog, au avut ceilalți, noi n-am avut. N-am prins așa ceva. Spațiu suficient aici? Cum te... Da, avem. Clasele sunt suficient de mare. În pauză, pe scări. Da. Și profesorii se plâng de condiții, mai ales că pentru a-și ține orele, trebuie să facă naveta între cele două școli. De obicei, de două ori pe săptămână tot se întâmplă. Da. E obositor? Este și obositor, mai ales că o să vină iarna, dar mi s-au creat condiții în sensul că avem o oră liberă ca să putem să le deplasăm. Proiectul de la Călimănești a înghițit aproape 1 milion de euro, dar a fost abandonat în 2009 după ce s-au realizat aproape jumătate din lucrări. Este vorba de un proiect care a început în 2007, da? Și care trebuia finalizat în decurs de 9 luni. Din 2008 s-au tot făcut contracte adiționale la contractul de bază și s-au executat lucrări sporadic, aș putea spune, în așa fel încât jur de 45-48% din acest proiect este realizat. Un al doilea campus școlar ar fi trebuit să se construiască prin același program al Ministerului Educației și în Râmnicu Vâlcea la grupul școlar Capitan Nicolae Pleșoianu. Spre deosebire de liceul din Călimănești, situația de la Pleșoianu este mult mai complicată și din cauza neregulilor constatate de inspectorii Curții de Conturi, primăria nu a mai depus documentația necesară obținerii unei finanțări prin ADR Craiova. Este vorba de cele trei campusuri începute, Pleșoianu, Liceul Tehnologic de Turism Călimănești și Liceul Preda Buzescu Berbești și se mai propusese încă un campus la Colegiul Energetic din municipiul Râmnicu Vâlcea. Acesta n-a apucat să fie demarat și deci am rămas pe trei campusuri începute. Din informațiile pe care le avem în momentul de față, cei de la Călimănești și de la Berbești au depus dosarele la Craiova și sunt aprobate, se așteaptă finanțarea și apoi începerea licitației și s-ar încerca, dar acolo, am spus-o de multe ori, sunt probleme la Pleșoianu, datorită lucrurilor executate până în acest moment,